profesionistă și responsabilă a unor acte de acest gen, a unor hotărâri judecătorești, cum e în cazul acestui, mă rog, Gorbunov, au posibilitatea să înțeleagă din acele hotărâri și din motivațiile lor, au posibilitatea să înțeleagă ce s-a întâmplat, ce se află în spatele lor. Prin urmare, avem, grație acestei afirmații a domnului Deaconescu, care a fost ministrul justiției, știe despre ce vorbești, avem certitudinea că CSM poate să facă, dacă vrea, poate să facă, să-și facă treaba așa cum trebuie. Poate, domnule Lucescu, da, nu înseamnă că teoretic, se și întâmplă. Poate să facă. Bun. Acum rămâne să judecăm dacă într-adevăr până acum a făcut așa ceva. După părerea mea, încă mai e mult până la... Am o întrebare, domnule Zăicescu. După reîncarcerarea acestui criminal, să-i spun, i s-a făcut un test să vadă dacă suferă de glaucom? Da. Din câte am înțeles, nu s-a operat de glaucom, deci prin deducție logică nici nu... Nu, întrebarea este dacă într-adevăr a și fost bolnav, pentru că din declarațiile pe care le-am citit în presă legate că doctorul a fost păcălit, că îi spunea că îl doare capul. Eu, din punctul meu de vedere, o afirm cu tărie, se ascunde cu totul altceva în spatele acestei eliberări, decât o incompetență sau o tratare cu superficialitate a judecătorului de caz și a procurorului exact a acestei eliberări. Sincer, bani. Rămâne un om care afirmație? Am înțeles că a fost implicat în tot felul de lucruri, care a vrut să-și cumpere libertatea și a reușit acest lucru. Fiți convins că amărâtul ăsta de moldovean pripășit pe aici n-avea el bani ca să iasă din pușcărie, dacă a fost vorba de bani, și avem tot motivul să credem, oricum nu erau banii lui Gorbunov, ci a celor care sunt în spatele lui Gorbunov, și atunci problema e și mai complicată. Pe mine m-a surprins cinismul domnului Diaconescu, pentru că e o persoană care... Mă rog, are o anumită prezență publică, iar aici să spui cu tot cinismul că e vorba de o castă care are propriile reguli și care dacă vrea poate să facă treabă, dar dacă nu vrea, n-avem ce să-i facem că e castă, mi se pare destul de cinic în cadrul sistemului din România. Mai devreme ați dat acel reportaj de la Craiova că judecătoarea e agresivă. Pe de o parte o înțeleg, pentru că o judecătoare agresivă a eliberat din pușcărie un infractor foarte agresiv. Agresiv și în afară, agresiv și în pușcărie, pentru că se bătea și pe acolo. Probabil că judecătoarea, dacă avea de eliberat un deținut mai liniștit, pe ăla nu le elibera, că nu era de bun, de depășim momentul, ne uităm fără agresivitate la ceea ce s-a uitat la ceea ce s-a întâmplat la Camera Deputaților. Vă dăm câteva elemente. Coaliția PSD-PDL a picat astăzi la primul test al unității, subiectul dosarele lui Adrian Năstase. Comisia Juridică a decis prin vot că Adrian Năstase să nu fie anchetat de procuror. Practic, a trimis prin decizia sa o hârtie către plen prin care se sugerează că aceasta ar fi decizia despre decizie, dar și despre cât de supărați sunt cei de la PSD, ne spune acum Cristina Ioniceanu. Bună ziua! În acest moment putem spune că hotărârea finală pentru această etapă se află la mâna biroului permanent al Camerei Deputaților, și asta deoarece acolo au fost transmise și decizia, atât decizia luată astăzi de către Comisia Juridică, dar și contestația Partidului Social Democrat în ceea ce privește modul în care s-au desfășurat lucrările Comisiei Juridice de astăzi. Despre ce este vorba mai exact? Din punctul de vedere al Partidului Democrat Liberal, astăzi în Comisia Juridică s-a hotărât neînceperea urmăririi penale în cazul Adrian Năstase, aceasta să fie decizia care va fi prezentată, supusă votului plenului Camerei Deputaților, și asta deoarece propunerea Partidului Democrat Liberal de elaborarea unui raport care să recomande începerea urmăririi penale a fost respinsă prin vot. 10 voturi au fost împotriva. Aceste 10 voturi au provenit din partea membrilor Partidului Social Democrat și un vot din partea unui reprezentant al minorităților naționale, altele decât cea maghiară. Partidul Social Democrat a avut o altă propunere de a cere procurorului general Laura Codruța Chioveși lămuriri suplimentare. Această propunere însă nu a fost supusă votului. Președintele Comisiei Juridice a refuzat să facă acest lucru pentru că mai există 2 astfel de solicitări, iar astăzi, în opinia sa, cei prezenți la lucrări trebuiau să se pronunțe strict pe materialele pe care le au în acest moment la Parlament. Așadar, iată
În ceea ce privește situația lui Adrian Năstase, lucrurile sunt neclare. PSD și PDL sunt în continuare pe poziții divergente. Ionicianu, așadar, domnule Lucis, cu Adrian Năstase împarte apele în coaliție. PDL spune începerea urmăririi penale, PSD spune nici vorbă. Noi ce înțelegem? Da, într-o fel era de așteptat. PSD-ul s-a poziționat în spatele propriului membru de partid, mă rog, și lider, unul din lideri. PDL-ul, consecvent cu, pe acest subiect cel puțin, a votat pentru. Ceea ce, în schimb, cred că trebuie subliniat în mod neapărat, este atitudinea PNL-ului și a UDMR-ului, care, ca și cum s-ar fi discutat despre câte pixuri să se cumpere din bugetul Camerei, s-a dat deoparte și a zis ceva de genul, am văzut citat din unul din membrii comisiei care s-au retras de la vot, să șpargă ei capetele. Deci vorbim de două dosare, în cazul Adrian Năstase, de două dosare controversate, de un caz controversat, de un subiect controversat în sensul în care vorbim în continuare de imunitate, da? În care Parlamentul ajunge să facă justiție în locul justiției. Și ne aducem aminte de raportul Comisiei Europene. Și membrii PNL și UDMR se retrag pur și simplu, lăsând decizia pe seama altora. Este irresponsabil ceea ce... Bun, haideți să aflăm și părerea liberalilor alături de noi de la Parlament, Teodor Atanasiu. Bun găsit, domnule Atanasiu! Vedere, nu înțeleg supărarea celor de la putere. S-au lăudat ca o majoritate... Până la supărarea celor de la putere, domnule Atanasiu, avem o supărare a domnului Lucescu, care se întreabă de ce PNL și UDMR nu au fost în sală la momentul votului. Ce s-a întâmplat? Partidul Național Liberal astăzi are delegația permanentă. Aveam o acțiune internă a partidului care... Era vorba de soarta domnului Tăricianu, care era în joc. E adevărat un subiect important, dar totuși Adrian Năstase reprezintă... Nu de soarta domnului Tăricianu, ci de congresul Partidului Național Liberal, cel mai important eveniment toată la 4 ani. Și de aceea majoritatea liberalilor erau cuprinși în această activitate. În schimb, nu înțeleg de ce opoziția trebuie să rezolve treburile puterii. O putere care are peste 70% atât în Parlament, cât să nu mai vorbim de puterea guvernamentală, deci nu înțeleg de ce opoziția trebuie să rezolve ceea ce nu este în stare puterea să facă. Bun, da, ceea ce s-a întâmplat astăzi, domnule Atanasiu, cum vi se pare dumneavoastră? Că pare așa un soi de deja vu. Subiectul Adrian Năstase și dosarele Tamara și Zambaccean 2 au mai ajuns în atenția parlamentarilor și a presei și a plenului. De această dată PSD spune... Alături de Adrian Năstase, Partidul Democrat Liberal susține că trebuie începută urmărirea penală. Dacă ați fi fost la vot și ați făcut parte din acea comisie, cum ați fi votat? E greu de spus cum am fi votat și vă răspund și de ce. Dacă ținem cont că ministrul Justiției l-a renumit pe domnul Morar după ce am spus că a avut o activitate dezastroasă în funcție, l-a renumit la DNA și DNA-ul este cel care cu această activitate dezastroasă face niște dosare care nu pot fi credibile, e greu de spus cum votam. Noi de obicei am votat pentru a să ajunge în instanță, fiindcă acolo se poate dovedi dacă există vinovăție sau nu. O secundă, că domnul Spânu de la Partidul Democrat Liberal pare, mă rog, entuziast să vă dea un răspuns, vă rog. Da, domnul ministru, sunt din acea coaliție extraordinară de 70%, care, așa cum spunea doamna Zăicescu, putem lua și luna de pe cer. Eu vă reamintesc dumneavoastră că această coaliție se cheamă Pact pentru România. Nu un pact pentru hoții împreună să ne acoperim unii pe alții. Deci, eu nu cred că în protocolul care l-am făcut cele două partide, în mod responsabil, ținând cont de perioada de criză și de necesitatea guvernării extrem distabile a țării, am introdus în pact că vom acoperi un dosar de-a domnului Adrian Năstase sau a lui Marius Pânu de la PDL. E foarte simplu. Nu știu, nu de știu ce fel s-a de discutat. Pact. Domnul ministru, nu vă ascundeți după deget. Nu știu ce fel de pact a să nu le spuneți foștilor colegi PSD de alianță ascunsă de la PSD sau sperând în continuare într-o spargere alianței și a veni lângă dumneavoastră și a să ajungeți din nou la putere, ați făcut un gest extrem de laș. Ați părăsit sala și nu v-ați exprimat votul. Oamenii nu v-au trimis în Parlament ca să părăsiți sala și să stați pe holuri. Și nu a spus oamenilor care v-au ales pe dumneavoastră în campania electorală, să știți că dacă se va pune problema votului a unui parlamentar, fost ministru, noi vom părăsi sala și nu ne vom exprima.